Revenim esențial cu informații de ultimă oră despre crima din Baia Mare. Vă reamintesc că o fetiță a fost violată și ucisă azi noapte în Baia Mare. Libertatea scrie că anchetatorii au deja un prim suspect în cazul acestei fetițe și că ar fi vorba despre un fost preot. Este informația pe care o publică jurnaliștii de acolo. Ar fi vorba despre un fost preot care a mai fost văzut în cartierul mărginaș al orașului Baia Mare, un soi de enclavă locuită de persoane care nu au adăpost. Unii dintre localnici au spus investigatorilor că un bărbat ar fi plecat cu fetița pe care o ținea de mână. Aflăm însă toate informațiile din anchetă de la domnul Bogdan Gabor, purtător de cuvânt al parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș. Bună ziua, domnule Gabor! Bună ziua! Dacă puteți să ne confirmați această informație privind suspectul? La acest moment dat, din păcate, nu vă pot nici confirma, nici infirma această informație, pentru că colegii mei verifică toate pistele posibile. Sunt ridicate probe ADN, sunt ridicate probe de sânge, sunt ridicate mijloace materiale de probă, sunt căutați și identificați martori care poate au văzut ceva și știu ceva informații și din acest motiv nu vă pot spune cu certitudine despre un eventual suspect. Ceea ce vă pot spune cu certitudine este că încă de aseară, colegii procurori din cadrul parchetului de lângă Tribunalul Maramureș, ajutați de ofițerii de poliție judiciară și de către medicii legiști, depun o muncă asiduă pentru a reuși identificarea autorilor. În momentul în care vom avea o punere în mișcare a unei acțiuni penale, vă vom spune cu certitudine, dar până la momentul în care nu vom avea certitudini, nu vom putea să spunem numele suspectelor sau alte. Domnule Gabor, evident este o strategie în anchetă, probabil să luați suspecții pentru a-i duce la audieri și ulterior să faceți publică această informație. Aș vrea să vă întreb dacă ați identificat martorii care au văzut-o ultima oară pe fetiță, dacă s-a discutat cu aceștia și în ce stadiu sunteți acum, unde este procurorul de caz? Sunt identificați o serie de martori, urmează să vedem ce vor spune, ce ne vor confirma. V-am spus, se continuă identificarea altor martori, adică, practic, sunt mai multe piste pe care se lucrează și pe care colegii noștri le verifică, în așa fel încât, în cel mai scurt timp, să reușim identificarea autorului acestei fapte oribile. Domnule Gabor, au fost prelevate probe ADN. Cât timp durează să vină rezultatele? Din păcate, nu este o informație pe care eu o pot da. Sperăm cât de repede. Sunt convins că experții vor depune toate diligențele ca aceste informații să ne fie comunicate cât mai rapid. Și, domnule Gabor, o ultimă informație. Înțeleg că familia v-a îngreunat munca de cercetare, deoarece au luat trupul fetiței și l-au mutat în 3 locuri, distrugând astfel probe. Deocamdată nu putem spune că ne-a îngreunat cineva munca. Noi ne facem munca în orice condiții și membrii familiei, bineînțeles, nu pot fi acuzați de nimic. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Gabor, pentru această intervenție. Așadar, doamnelor și domnilor, anchetatorii încă sunt la fața locului, se audiază martori, se ridică probe ADN. Acestea vor fi analizate pentru a vedea dacă ele aparțin fetiței sau există și o altă persoană, probe de la o altă persoană care ar putea să ducă la identificarea suspectului.